Sabina, am omis să te întreb ce pont ai juca acum la live. Da, să știi că s-ar putea duce în penalturi partida. Da, eu am spus de la început că Marseille va marca la Salzburg, dar n-am văzut meciul lor, știu sigur cum... Paet slab astăzi. Da, slab. Ei, am văzut meciul tur și mi-a plăcut atunci Salzburg, sau ce a jucat Salzburg și pe Velodrom. Alături de colegii noștri anticipam o evoluție bună a austrieșilor în retur, dar sincer credeam că va marca și Marseille, dar fără becarul, fără omul care distribuie toate mingile acolo, dacă acesta nu e în formă, lucrurile devin complicate. Da, noi avem un meci de Liga 1 acum, de la semifinale de cupe europene, facem ce facem și ne întoarcem tot în Liga 1 și meciul zilei Unibet, partida care ține până la urmă capul de afiș al zilei de mâine pentru pariorii și microbiștii din România, este viitorul Constanța cu Astra Giurgiu, o adevărată încleștare pentru prezența pe podium la finalul campionatului, în condițiile în care, profitând și de pașii greșiți ai Craiovei, dar bazându-se în principal pe rezultatele proprii, ambele formații s-au apropiat foarte, foarte mult de locul 3, în etapa în care Craiova joacă la CFR, atenție! Exact, în momentul de față, diferența între cele două formații, între Viitorul și Astra, este de doar un singur punct, are 31 de puncte Viitorul, 32 de puncte Astra. În vreme ce ocupanta locului 3, Craiova, are 35, așadar, încă se mai pot face permutări, dar deocamdată Viitorul trebuie să treacă peste Astra, dacă poate, evident, în clasament. Cotele partidei sunt următoare: 2 pentru varianta 1 solist, 4 și 10 pentru varianta 2 solist și 3-20 pentru un rezultat de egalitate. Astra, iată, arată bine de când a venit Mulțescu și aici ne gândim la cele 3 victorii obținute în ultimele 3 runde. A bătut Craiova, dar vă aduc aminte la capătul unui meci în care Craiova n-a jucat absolut nimic, 1-0, apoi o dublă cu Poliaș și același scor 3-0, 3-0 la Iași, 3-0 la Giurgiu. Crezi că se poate trage o concluzie, Sabin, prin prisma acestor trei partide? Cum ai spus și tu, Astra a prins-o pe Craiova într-un moment foarte, foarte plăcut. Și Craiova, aici, Sabin, îmi cer scuze, o mică paranteză, vreau să spun că în același timp Viitorul, în ultimele trei etape, are rezultate proaste, o înfrângere și două egaluri. Dar atenție, a jucat cu CFR, a jucat cu FCSB și cu Craiova în deplasare. Și ce bine, a jucat și cu FCSB și cu Craiova. Deci au fost două meciuri chiar foarte, foarte bune. Astra are trei victorii legate, a prins-o pe Craiova într-un moment prost și a profitat și a jucat cu Iașul de două ori, care Iașul orice, dar numai nu în formă este în acest moment, sunt acolo tot felul de probleme financiare, jucători neplătiți, în sfârșit faptul că echipa nu mai are în acest să spere multe meciuri fără miză. Și aici, Sabin, trebuie să punctăm o chestie legat de ultima afirmație pe care ai făcut-o, că nu mai are miză, nu mai are pentru ce să joace Iașul. În momentul în care echipe precum Iașul, dar se pot întâmpla, se pot găsi exemple în multe alte campionate, multe alte situații, când nu mai au pentru ce să joace, nu doar că nu mai există motivația aceea, dar inclusiv randamentul la antrenamente scade. Pentru că una e să tragi cu dinții la antrenamente și alta e să tragi cu dinții să te întrebi, bă, dar eu pentru ce trag aici, de fapt? Da, bine, Iașul a intrat cu gândul ăsta și inclusiv în play-off, pentru că echipa nu a jucat absolut nimic, 6 înfrângeri în 7 partide și să ne aducem aminte cum a jucat Iașul în ultimele etape ale sezonului regulat, reușind să se califice în play-off cu cât de votament, dărzene și așa mai departe, a intrat aici unde ar fi putut să termine măcar pe locurile 4-5, pentru că mai sus e clar că nu avea formă, nu avea forță, nu avea valoare. Dar în momentul în care a intrat în play-off, bazându-se pe niște bani care vor veni, dar rămâne de văzut dacă vor fi și suficienti pentru rezolvarea problemelor financiare, Iașul a lăsat-o Baltos cel mai bine, sau cel mai clar, probabil s-a văzut în dubla cu Astra Giurgiu. Sabin, dacă îmi permiți o glumă aici, hai să spunem pontul de la Iași cu FCSB, X2 și peste 1,5 goluri. Ăsta o să vină mai târziu un pic, dar acum, dacă tot am discutat așa exhaustiv despre Iași... Da. Ne-am legat de Iași și am lăsat Viitorul deoparte. Alte variante de pariere la acest meci, la Viitorul, Astra Giurgiu, să fim bineînțeles, ambele marchează o cotă de 1,91 peste 3 goluri asiatic.
dacă se vor marca fix 3, miza va fi returnată cota 3.40, o cotă pe măsură, și gazele să marcheze peste 1.5 goluri, cota 2.20, un pariu care mie îmi place, sincer, destul de mult, pentru că dacă Viitorul va juca așa cum a făcut-o cu FCSB și Craiova, cred că poate înscrie cel puțin 2 goluri. Vorbeam de cele 7 goluri marcate de Astra în ultimele 3 runde. Atenție, 6 jucători au marcat aceste 7 goluri. Takayuki a marcat de 2 ori, în rest celelalte au fost marcate de jucători diferiți. E și asta un lucru. Așadar, ponturile noastre sunt următoarele. Peste 1.5 goluri la o cotă de 1.37 și simplu gol în ambele reprize, o cotă, zic eu, nemaipomenită, 1.91. Da, ne așteptăm la o partidă destul de spectaculoasă, avem argumente, ritmul celor două formații, forma în care se află trupele pregătite de Hagi și Mulțescu, miza partidei în același timp. Sunt argumente pentru pronosticurile pe goluri, iar variantele indicate, cred eu, au șanse mari de reușită. Și dăm voie să închei cu o observație. S-a vorbit mult despre revenirea lui Ioannis Hagi în Liga 1, ba mai mult de atât comentatorii, eu Digi urmăresc, comentatorii Digi spuneau de fiecare dată, după fiecare meci, că e probabil unul din primii doi jucători ai campionatului. Formă absolut lamentabilă pentru tânărul Ioannis Hagi, dar oarecum de înțeles, pentru că este un jucător tânăr și iată foarte multă presiune pe el. Însă altfel slab. Mie mi se pare veriga slabă la Viitorul în aceste momente. Altfel capitan de echipă și omul de care Hagi își leagă foarte multe speranțe. Trecem mai departe, haideți să analizăm restul etapei din Liga 1. Începem cu Iași FCSB, un meci la care s-au spus totuși destul de multe anterior. Despre Iași ne-am lămurit. Despre FCSB, Sabin, ce ne poți spune? Da, bine, după egalul cu CFR Cluj, un meci incredibil de slab, poate cel mai slab meci pe care l-am văzut eu în acest sezon de Liga 1. Recunosc, nu mă uit foarte mult la fotbal, dar partida a fost groaznic de slabă. Bine, s-a discutat mult după acel joc, de schimbările lui Dică, de ce s-a întâmplat acolo. Crezi că FCSB-ul o are în buzunar pe Poli Iași? Eu prefer să evit astfel de păreri, dar dacă o are sau dacă nu o are, tot o bate, pentru că Poli Iași, cum am spus, nu joacă absolut nimic. În plus, dacă ar fi să facă cineva cărțile pentru FCSB, probabil acest tip de echipe îl vor face, pentru că de la Iași sau în sfârșit de la mai toate echipele din Liga 1 se cumpără către FCSB, nu cumpără CFR-ul, nu cumpără Craiova, dar nu sunt... FCSB-ul ar putea cumpăra în vară totuși un jucător de pe acolo, nu? Da, păi sunt lucruri spuse deja în presă de foarte multă vreme, practic Becali și FCSB. Sper să-l ia pe Ceaca, dacă ar fi să ia pe cineva de acolo. Da, un jucător foarte interesant. Mediașul o primește pe Dinamo, e un meci la care ne așteptăm la goluri, asta este cât se poate de evident. Mediașul probabil forțează un pic pe final acum, iată, pentru că lucrurile stau foarte prost pentru echipa lui Cristi Pustai, mai ales din punct de vedere estetic, pentru că a dezamăgit crunt, dacă mă întrebați pe mine, Gazmeta Media, și iar Cristi Pustai pare depășit de situație, în sensul că tot încearcă mereu alte și alte lucruri, niciun pic de stabilitate n-am văzut, din păcate, pentru Mediașen, dar sunt și astea momente din viața unei echipe. Poate, dacă se va salva, Mediașul va arăta mai bine în ediția viitoare de campionat. Cu Dinamo poate spera să marcheze, pentru că Dinamo are o apărare totuși destul de fragilă și, în același timp, ambiția oaspeților ar putea produce un gol. Nu m-ar mira să marcheze chiar media așa ambele goluri, pentru că mai ales după ce am văzut Sepsi Dinamo, e clar că la Dinamo lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Nici nu se știe ce se va întâmpla din vară acolo. Cine va fi proprietarul echipei, dacă vor mai fi bani pentru
sezonul viitor și așa mai departe. Eu zic că vor fi și că situația se va rezolva. Eu cred că o să scape de retrogradare. Sepsi o primește pe Chiajna. Am spus de la bun început, Sepsi una dintre cele mai plăcute echipe ale play-out-ului și se pare că nu ne-am înșelat. O primește pe Chiajna, o echipă modestă. Chiajna a pierdut la Timișoara în precedenta rundă. Timișoara care nu bătuse pe absolut nimeni până acum în play-out. Așadar, paleologic e unul fără remiză, poate chiar unul solist. Timișoara, despre care vorbeam, joacă cu Voluntari și aici, eu sincer, Sabin, m-aș fi ferit de meciul ăsta, dar aș juca mai degrabă un X pauză sau final. Da, 1-1 la final, ca să ne iasă și varianta de panele propusă. Oaste și marchează, am spus noi, la o cotă de 1.41. Două echipe slăbuțe, rămâne în continuare de văzut ce plusuri poate aduce mutul la FC Voluntari. Deocamdată partida din runda anterioară cu Juventus a fost o dezamăgire cruntă. Bine, a câștigat la Chiajna cu două etape de urmă, dar cum ai spus și tu, Chiajna are alte, la rândul său se prezintă slab în play-out. Și Juventus cu București cu FC Botoșani sub un gol asiatic în prima repriză, cota 1.46. Eu nu cred că Botoșani va pierde acum. Morutan, Roman și restul jucătorilor, dar și antrenorul de Nike au fost făcuți praf în prezența locală după departarea la Gudeaș. Da, ăsta este pariul sub un gol asiatic. Dacă se marchează exact un gol, miza este returnată. Așadar, ne-am rămurit cu Liga 1.